oameni de cultură și artă, rector și director, rector al universităților și director al instituțiilor de cercetare. Salut prezența dumneavoastră la ședința festivă a Academiei de Știință a Moldovei, în comun cu Academia Română, consacrată Sărbătorii Naționale în limba noastră, cea română. Vă rog să onorăm imnul Republicii Moldova și imnul Academiei de Știință a Moldovei. Ne arată că a deinuit spiritul poporului și caracterul lui național.
susținute fiind eforturile înaintașilor noștri pentru transformarea în realitate a dreptului de a vorbi în și despre limba română. În 1996, Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei, prin declarația sa, a confirmat opinia științifică argumentată de specialiști filologi din Republică și de peste hotare, declară că denumirea corectă a limbii de stat, denumirea oficială a limbii în Republica Moldova, este limba română. Chimistul Ion Patamana, matematicianul Petru Soldan, medicul Nicolae Pestinițian, compozitorul Eugen Doga, actorul Mihai Volontir și mulți alții au fost alături de filologii și scritori și liberejani, Dumitru Matkovski, Grigori Vieru, Mihai Cimpoi, Nicolae Corlătean, Anatol Cioban, Mihai Dolgan, Nicolae Dabija, care au argumentat românitatea limbii noastre și dreptul ei incontestabil de a se numi română. De atunci încoace, poziția Academiei de Științe a rămas fermă și univocă. Mult mai târziu, abia 2003, Curtea Constituțională a consolidat blocul constituțional al țării cu acest adevăr. Cu regret însă, constatăm că în acest interval de timp nu au fost create condiții prietnice pentru creșterea limbii române în acest spațiu istoric. Discuții în contradictoriu asupra denumirii limbii, lipsa factorilor sociale care se favorizeze încetățenirea și afirmarea ei drept instrument de coeziune națională a fost mai degrabă la degradare decât la dezvoltare și îmbogățire. Este și mai actuală astăzi mărturia poetului Adrian Păunescu la intrarea în Academia de Știință a Moldovei la 30 august 2010. Nu trădați limba română. De toată trădarea aceasta, de toată pornirea păgână, de toată vânzarea de frate, tu iată-ne limba română. Anul acesta, în contextul centenarului Marii Unii, Sărbătoarea Națională Ziua Limbii Române, capătă o și mai mare valoare simbolică. Limba română este cea mai importantă realizare spirituală a neamului românesc. Garantul nostru etnic și cultural. Reazimul nostru ontologic. Asta avea în vedere Nichita Stănescu când scria: patria mea este limba română. Limba ne adună pe toți de aici și de dincolo de Prut, legitimându-ne intrarea de neam. Academia de Știință a Moldovei îi felicită pe toți. Felicitarea vine din numele Prezidiumului Academiei de Știință a Moldovei, în care intră doamna Cancian Tighineam, doamna Cancian Buceac, doamna Memu Corespondent Prisăcar și doamna profesor specialistă în lingvistică Aurelia Angan. Ne bucură și ne onorează faptul că Academia Română, Institutul Cultural Român și alte centre culturale și științifice de România celebrează împreună cu noi această sărbătoare de adâncă simțire națională. Ziua de 31 august să ne fie un bun prilej pentru a surpa spiritul din hotarele care ne despart fără voia noastră. Să ne bucurăm împreună de cel mai mare dar pe care îl are de viacuri poporul nostru. Spre tânire și prosperare. Limba română. Stimați colegi, în continuare voi da citire la rugămintea președintelui Academiei Române un mesaj de felicitare. Onorați participanți a adunării comune Academiilor din Moldova și România, consacrate limbii române. Sărbătoarea Națională Ziua Limbii Române este în contextul centenarului Marii Unii a tuturor românilor, încărcată de semnificații
profunde. În acest cadru, cele două Academii Naționale Românești au decis să celebreze împreună limba noastră, cea română, cea mai importantă creație spirituală a poporului român. Academia Română îl felicită cu acest prilej, îi felicită cu acest prilej pe toți românii și cu deosebire pe aceia din stânga Prutului, obligați în ultimele două secole să treacă prin cazne grele și să-și vadă prin mejduită existența prin atentatul asupra comorii, asupra focului ce arde, asupra cânticului, asupra graiului pâine, asupra frunzei verzi, asupra vechilor izvoare, adică asupra limbii sfinte, care este limba română. Martorii străini au reușit să afle cu peste o jumătate de mileniu în urmă secretul denumirii noastre la Dunăre, la Carpați, la Prut și la Nistru. Românii există în ciuda tuturor greutăților, fiindcă știu să-și apere mai mult limba decât viața. În acest efort de viețuire, de supraviețuire și de conviețuire, Academia de Știință a Moldovei a militat constant în ultimele decenii pentru denumirea corectă a limbii naționale ca limbă română. Pentru prețuirea limbii române ca principal instrument de comunicare între toți românii. Pentru menținerea și marcarea identității românești în Republica Moldova și pentru consolidarea unității tuturor românilor. În acest sens, Academia de la Chișinău s-a manifestat ca o instituție cu incontestabile autoritate științifică și culturală, reunind în sânul său intelectualitatea basarabeană într-o sporire a eforturilor de creștere a părții de națiune cuprinse între cele două râuri. Acesta este un motiv în plus să susținem, azi, în momente de cumpăr, în momente grele, Academia Moldovei. Prin urmare, felicitările noastre se îndreaptă spre colegii noștri, membrii a celui mai înalt for de consacrare științifică și culturală de la Chișinău, aflat în parteneriat strâns cu Academia Română, spre acea instanță a elitei intelectuale românești, răsăritene, menite să păstreze și să întărească spiritualitatea noastră în vremuri și în spații mult încercate. Academia Moldovei a înțeles că, apărându-ne limba noastră, cea română, scrise cu grafie latine, ne apărăm ființa națională și ne pregătim să existăm și în viitor, în concertul națiunilor europene. De aceea, la 100 de ani, de la unirea Basarabiei, Bucovinii, Transilvaniei cu România, uniți în cuget și în simțit, aducem împreună cel mai frumos prinos limbii noastre românești. Vivat, crescat, floreat. Academicianul Ioan Velcom, președinte Academiei Române. Astăzi, la cea de-a 27-a aniversare de la proclamarea independenței Republicii Moldova și la o distanță de 29 de ani de la revenirea la alfabetul latin, avem onoarea să aducem prelegerea Cultura Națională și provocările globalizării. Autorul acestei prelegeri este incontestabil unul dintre intelectualii români care are o vocație fundamentală, o personalitate culturală de prin rang, cercetător eminician consacrat, critic și istoric literar de valoare, profesor care a format generații de critici, istorici și scriitori, membru și fost președinte Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Științe din Moldova, academicianul Eugen Simion. El, prin nostru
aportul nostru la salvarea Limbii Române, la promovarea și la îndemnul de a iubi, prețui, folosi în forma ei cea mai frumoasă. Îl invit pe doamna Cajan Simion pentru a ține așa cu prelegeri a fost acolo. Acolo unde se vorbește această limbă, există
există manifestări de simpatie, de susținere acest lucru. Limba este, cum s-a spus de altfel și cum știți în asta, este primul indice, primul simbol al unei identități naționale. Unul dintre poeții dumneavoastră a scris, ai o limbă, ai o identitate, ai o națiune, ai o patrie. Așa este. Primul semn al unei entități naționale este limba. De aceea, națiunile cultivate au grijă de limba. Dau mereu acest exemplu, franceza care n-ar mai trebui să aibă probleme în ceea ce privește identitatea ei și recunoașterea ei, e bine, Franța democrată, Franța țară de veche cultură, are foarte multe organizații, foarte multe institute și finanțate de stat și particulare, care apără, are grijă de curățenia, corectitudinea limbii franceze. E o întreagă rețea de institute, oameni învățați, cu gramarieni, îi spun ei, oameni specialiști, foarte mulți dintre ei, foarte curios, belgienii, francofonii, belgieni, sunt cei mai buni specialiști în domeniul gramaticii limbii franceze. Este bine așadar, vreau să spun într-un cuvânt, că noi ne vedem aici, două academii, dacă îmi permite domnul președinte, vreau să spun o academie care are 100 am aș spus o dată, așa, cu mulți ani în urmă. Asta este adevărat. Și atunci, acei oameni extraordinari la 1866, după ce făcuseră mica unie, cum îi spunem noi, între două principate, au creat Academia Română, care este, de fapt, matricea mare unii de unie de mai de 50 de ani. Au adus acolo oameni învățați, oameni importanți ai timpului, din toate provinciile românității. Cred din Basarabia, patru, dacă nu mă înșel, din Transilvania, din Bucovina de Nord și chiar din sudul Basarabiei, din sudul Dunării. Aceea a fost nucleul care a creat mai târziu spiritul Marii Unii. Așa că e bine să vorbim despre limba română astăzi. Și este bine și cu asta, pentru că, zicea cronicarul, noi toți de la rând ne tragem. Aceasta este cea mai proastă lozincă, propoziția cea mai frumoasă care a trecut de la un învățat la un învățat, la un înțelept, la un înțelept, până în zilele noastre. Noi de la rând ne tragem. Adică, din limba latină. Suntem o limbă latină, într-o familie a limbilor latine, care formează o mare familie europeană, spirituală și nu numai lingvistică, și politică, și noi trebuie să ținem acest lucru. Că există sau că au existat diversi oameni politici care au tot schimbat numele limbii române, nu are importanță, nu are importanță, dar nu trebuie să ne împiedice. Să vedem adevărul. Și adevărul este că avem o limbă comună, înțelegem, cu diferențe care constituie farmecul limbii noastre. Pe mine nu a deranjat, din potrivă, mă încântă când aud graiul dumneavoastră ușor cântat și care amintește de o istorie foarte complicată și foarte bogată, în același timp, a lumii românești. Doamne și domnule, de ce ne-am ales subiectul pe care l-am anunțat și care a fost anunțat? Cultura națională și provocările globalismului. Este o temă, părerea mea, mă rog, cred că nu sunt unicul, că este poate tema cea mai importantă a lumii europene în ziua de astăzi și poate a întregii planete noastre. Pentru că
Noi am intrat vrem nu vrem în procesul globalismului. Ce înseamnă procesul globalismului? Înseamnă procesul pe care l-a declanșat. Emergența, cum o numesc specialiștii, emergența tehnologiilor de vârf. Internetul ne-a unit. Internetul ne unifică într-un anume sens. Internetul are un limbaj comun care ne unește și face să putem comunica mai repede între noi și să primim toate marile idei și descoperiri care sunt. În al doilea rând, noi românii facem parte din comunitatea europeană și deși în momentul de față comunitatea europeană are anumite probleme destul de importante, eu personal, dar eu nu știu cât pot conta în această lume, eu cred că este o construcție frumoasă. O construcție politică, o construcție juridică, o construcție economică. Suntem împreună, popoarele europene, avem o direcție, să spunem, avem o legislație care se răspândește și pe care trebuie să o respectăm. Rămâne totuși o chestiune. Și nu de astăzi. Ea este de când a apărut Comunitatea Europeană ca o asociație a cărbunelui și a devenit o mare construcție europeană care contează lumea. Ce se întâmplă cu culturile naționale? Și când zic cultură națională, bineînțeles că zic, în primul rând, limba națională. Limba pe care o vorbim. Limba fără vindecare nu există o cultură, și o cultură, în mod sigur, nu există fără o limbă națională. Vedeți, niciodată oamenii politici sau fondatorii comunității europene n-au pus problema culturii. Unul dintre ei se spune că înainte de a muri, ultima lui propoziție a fost trebuia să începem cu problema culturilor naționale. Bruxelles se ocupă de toate, uneori se preocupă prea mult, uneori intervine prea mult, ne enervează, mai ales pe noi, să zicem, oamenii din Estul Europei, care am trăit o istorie. Am mai avut comisar, am mai avut o direcție unică, cu sub franțelii, una ASE. Avem... Da. Cultura este să facă, să uneori să intervine poate în chip apuzit de un problemă noastră. În ce privește cultura, cultura este lăsată în seama autorităților locale. Și nu eu. Eu cred că așa și este. Pentru că nu este o cultură europeană. Există o cultură europeană, mare, puternică. Cea care a creat valorile umanismului european. Valorile umanismului european sunt cele mai puternice și care s-au răspândit în toată planeta. Lumea civilizată, civilizația imaginii, cum este civilizația de astăzi, postmodernitatea și toate celelalte, toate sunt produse ale acestui umanism european. Cum știți, care are trei surse. Are tradiția iudeo-creștină, are surța grecească, Polvarii spunea geometria greacă și, bineînțeles, sursa culturii latine. Acestea sunt valori din care ne tragem toți. Mai târziu, fiecare națiune, pe măsura ce s-a apărut și și-a afirmat identitatea, și-a format o cultură națională. Cultura europeană este suma acestor culturi naționale. Când zic cultură națională, eu mă gândesc la toate, nu mă gândesc numai la Shakespeare. Sigur că Shakespeare, zicea cineva, zicea Cioran, este
pana lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus un Shakespeare o pană în mine. Dar Dumnezeu a pus, cred, în fiecare națiune, în fiecare limbă, o pană divină. Un poet, un mare istoric, un moralist. În cazul nostru, noi avem sentimentul că a pus în mâna lui Eminescu, îl considerăm poet național. Mulți îl contestă astăzi, spun, domnule, cine a votat? A fost un referendum să zică, să zicem că Eminescu este poet național? Nu, n-a fost. Dar l-au ales românii, fără ca să voteze. L-au citit, îl citesc după atâția ani și vorba lui Maica, dacă îl citesc, nu pleacă niciodată cu mâna coală. Deci cultura europeană nu există decât ca sumă a acestor culturi naționale. Problema care se pune astăzi, pe care vreau să o comunic și noastră, deși sunt avizați. Ce se întâmplă cu aceste culturi naționale? Este adevărat ce spun eurosceptici că, de fapt, globalismul ne va uniformiza. Nota bene, m-am întrebat întotdeauna de ce francezii nu folosesc cuvântul globalism. Ei folosesc cuvântul mondializare. Nu acceptă, pentru că globalismul, noțiunea în sine, dă nuanța de uniformitate, de uniformizare. Adică să fim toți să vorbim engleza, să începem să scriem într-o altă limbă, limba engleză. O idee care, să știți că circulă și astăzi, circulă foarte bine și în rândul scriitorilor români. Eu am auzit, citesc pe mulți, mai ales oamenii mai tineri, care spun, dom'le, să mai scriem în limba română și să fim citiți până la Curtici, sau până la Nistru. Hai să scriem în altă limbă, să fim și noi în ton, să fim cunoscuți, să fim băgați în seamă, să fim citiți. Am dat ieri, sau nu știu, ieri, poate, în interviu și am spus, dom'le, sigur că da, se poate și chestia asta. Dar tare mă tem de scriitori ăștia care vor să ia premiul Nobel și ca să fie cunoscuți, că vor fi și mai necunoscuți scriind în altă limbă decât în română. Pentru că româna este o limbă aptă pentru cultură. Paranteză. Vă amintesc ceva ce spune cel mai sceptic dintre români, care a existat vreodată, și anume Cioran. Cioran, cum știți foarte bine, scriitor român și scriitor francez, gloria lui vine din Franța, gloria lui românească mai trebuie să aștepte puțin, pentru că 50 de ani am vorbit de el. Acum noi l-am publicat toată opera românească a lui Cioran. Sunt patru volume, împreună cu 6.000 de pagini. Deci putem să zicem că am reușit să readucem pe Cioran în limba română, de unde l-a pornit. Cioran spunea că cea mai mare creație a poporului român este limba română. În rest nu accepta nimic. Îl mai accepta pe Eminescu, și anume poemul Rugăciunea unui dac, în care se regăsea. Că modelul meu este Rugăciunea unui dac. Cioran spunea această limbă și toată corespondența lui. Acum am publicat noi cu 2-3 luni în urmă corespondența lui. Cioran, care este uriașă, e o operă în sine, extraordinar. Nu știu dacă mai cunosc în limba română un epistolier al Cioran. Îi făcea să scrie în care se văita copii. Dar se văita ca un filozof. Filozof, altul este. Ei, bine, recunoaște chestiunea asta și vorbește mereu. În scrisoare cu noi, ca cu prietenii din generații întâi, cu Eliane, zice, domnule, valaha asta, limba asta, are atâtea. Îmi amintesc că atunci când l-am cunoscut, vorbea numai franțuzești, nu mai vrea să vorbească cu românii, să știe acest lucru,
Dar am remarcat că era un singur cuvânt pe care nu traducea în franceză. Cuvântul nenoroc. Și am mai auzit și de mărturie altora cu acest ciudat cioran, un mare scriitor, un mare creator, un moralist. La prima lectură, la suprafață, se pare cel mai trist dintre filozofii, dintre filozofii români. În realitate, dacă citești, am făcut acest exercițiu, e un mare creator. Negația la suprafață, din cauza limbajului, se transformă într-un fel de bucurie a limbajului, de o seducție extraordinară pe care o lasă limbajul lui, deci limba pe care el o recunoaște, limba la care el a pornit. Domnilor, eu mi-am notat aici cu multe lucruri, aș vrea să spun. Eu mă uit la ceas, pentru că am promis domnului președinte să nu... aveți și un ceas acolo. Deci nu mai voi spune la mă. Să termin la timp. Așa că voi merge în galop și vă spun o idee care mă frământă foarte mult. Eu mă consider un român european. Așa îmi place să spun totdeauna. Nu un european din România, ci un român european. Adică un român care, un scriitor sau ce și eu, profesor de literatură, critic literar, care își iubește neamul, limba, dar nu vrea să rămână închis într-un localism îngust. Știți, noi românii avem, cred, o complexă. Și nu de azi, de ieri, de multă fel. Un complex este complexul identității noastre, complexul localismului nostru. Vă amintiți de o frază unui personaj de literatură? Mai lăsați-mă, domnule, cu Europa voastră. Adică noi avem noi de-a face. Asta e un complex, după părerea mea. Pentru că ne obligă, ne trezește să nu privim în afară. Nombrilismul românesc există și așa. Mai pe românești să uită omul la buricul lui. Și de acolo, și nu știu ce. Asta e un complex. Dar este și complexul invers. Tot atât de puternic. Complexul, nu știu cum să zic, internaționalismului, complex, frica noastră de a nu rămâne în urma Europei. Tot Caragiale a prins-o și pe asta, într-o altă propoziție, care spune Europa este cu ochii pe noi. Adică, ce facem noi? E Europa de acord cu noi? Ce spune comisarul? Ce spune... Ei, astea sunt două complexe, nenorocite amândouă, după părere. Și când vine vorba despre acest lucru, nu ezit, chiar dacă mă repet, să vă amintesc o propoziție a lui Maiorescu, din anii 80, secolul 19. Când s-a discutat și atunci. Noi eram atunci, devenisem o națiune, și voiam să stabilim locul nostru în lume, care este statutul nostru în lume. Și unii spuneau așa, da, pe domnule, liberalii prin Nicea, Rosetti și Brătieni spuneau, trebuie să împrumutăm formele, să imităm și să împrumutăm formele ca să ne modernizăm pe noi. Maiorescu și Eminescu și Juminiști în general erau împotriva invazii de forme goale. Forme goale. O discuție care a ținut, nu s-a terminat și astăzi în cultura noastră. Izbucnește din când în când. Maiorescu, care în general era reticent față de împrumutul formelor goale. Deși nu era fundamental împotriva sincronismului, sincronizării. Și spune această propoziție. Încă o dată, la începutul anului 80. Să fii național cu fața spre universalitate. Este o propoziție biblică pentru noi, după părerea mea, ca să nu cădem în
nici într-o atitudine care este refractară, care nu permite progresul, pe de altă parte, nici nu distruge fondul național, tradițiile noastre, nu spiritualitatea noastră. Să fie național în fața sfârșitului respectat. Bine, pe zice dumneavoastră, e ușor de spus. E mai greu de făcut. Cum este să fim național, să folosim tradiția noastră și suntem obligați, suntem condamnați să nu renunțăm la aceste tradiții. Fac o mică paranteză și promit să fie unică în acest mic discurs. De vă lună și ceva, recitesc pe Sadovan. L-am tot amânat într-un proiect al meu, pentru că Sadovan a scris, nu știți, cam 100 de cărți. Nu mai la modă astăzi, pentru că dacă a scris Mintea Popor, a fost scos din manual și așa mai departe. Deci am recitit pe Sadovan a treia oară în viața mea, odată la 18 ani, la 40. Recitesc acum cu mintea pe care o am și cu vârsta pe care o am. Domnul, vreau să vă spun un lucru pe care îl știți. Da. Vreau să vă provoc și așa. Eu un scriitor uriaș. Uriaș! Am recitit tot romanul lui Stru. Dar abia am lăsat pe scriitor. O capătură. O capătură de limbaje. E un mare scriitor. Epopeea asta lui pe care a făcut. A inventat-o. Și pe Ștefan cel Mare. Pe care urmează numiți și sfânt. În dreptate că el a fost un atlet, cum se zice, al creștinătății. Vai, ce scriitor, ce limbă, ce fac, ce sau nu. Sunt absolut încântat și întrebăstit de Sardanul și de cărțile. Și o limbă care cuprinde totul, reușește să cuprinde. Călinescu spunea că dacă Ștefan cel Mare s-a ridicat în mormânt, că era înțelegeri limba Sardanului, pe când noi, contemporanii, acum cititori, nu. Eu mă îndoiesc, e foarte frumoasă propusea de Călinescu, dar mă îndoiesc. Asta e o limbă, o creație. Ca o limbă pentru un continent. Cum a ieșit din continentul acesta? Nu mai poți vorbi limba. Sunt doi scriitori români, foarte paradoxal. Mari scriitori, uriași scriitori, limba lor nu poate fi folosită. N-au creat epigon. Au creat doar epigon. Unul este Sadovan, unul este Arghezi. Nu poți vorbi limba lui Arghezi. Decât în poemele lui, care sunt superbe. Ei, v-am spus așa performant, ce se întâmplă cu acești doi scriitori? Ah, zic eu, asta e neliniștea mea. Vor dispărea limbile acestea? Se zice că în momentul de față sunt cam 6.000 de limbi vorbitoare, cel puțin 100 de vorbitori, de locutori. Și previziunile făcute de lingviști, de unii lingviști, sunt următoare, că pe râse 300 de ani vor supraviețui decât 3. Nu e engleza, cred. Chineza, spaniola, și cum de limbi romanice, și tot mai bine actualul limbaj internațional englez. Bine, dacă este așa, dacă nenorocirea aceasta se va întâmpla, sunt că româna n-are, dacă ne lipim noi de spaniolă, într-o lume, în sens, mai supraviețuim. Dar eu zic că n-ar trebui și poate nu se va întâmpla acest lucru, pentru că va dispărea cultura română, va dispărea cultura, vor dispărea mari nu și poeți, n-am dat poeți în deosebire. Poeți și moraliști, adaug eu. Ce se va întâmpla cu atâtea și atâtea capodopere pe care le-a produs, ce ziceam înainte, le-a produs umanismul european? Să zicem că nu vom putea face prorociri în ceea ce privește evoluția pe distanță mare, peste 300 de ani. Și se va întâmpla în secolul nostru și în secolul următor, adică secolul
nepoților și strănepoților noștri. Asta depinde ce se va întâmpla cu limba, odată și ceea ce produce limba, adică cultura. Și atunci a sărit peste toate nuanțele pe care noi le făceam și disociile și de primul la ceas, aș încheia următoarele lucruri. Până va vedea ce se va petrece cu planeta noastră, ce se va petrece cu hărmălaia politică de pe planeta noastră, cum se vor înțelege, cum se vor schimba puterile planetare și așa mai departe. Noi să avem grijă de ogorul nostru, cum zicea un filozof, să ne cultivăm ogorul nostru. Și ogorul nostru este cultura noastră, cultura, prin cultură întreg și știința, bineînțeles. Dar în chip special, cultura scrisă. Limba noastră. Să publicăm, să terminăm dicționarele noastre. Iată dicționarul limbii, dicționarul tezaur al limbii române, l-am terminat, acum în anii în urmă, după 100 și ceva de ani de când a început HD-ul, paranteză, vicepreședintele Academiei atunci era Maiorescu, el s-a adresat adversarului cu care nu comunicat, a considerat cel mai important rolul, să facă dicționar, HD-ul, n-a reușit, sau a reușit numai cu știți, nu a venit la bărbat, au venit alții, a venit Pușcarul, care de fapt e adevăratul constructor, a dus și el dicționarul până la cuvântul loșniță și l-am încheiat noi, institutele noastre, l-am încheiat, avem astăzi 18 volume, nu avem aici, dar el există, probabil că există și la Academie aici, cu toate intrările cu numărul filologii, toate cuvintele, cu nuanțele, regionalismele, cuvinte dialectale și așa mai departe. Am mai făcut ceva. Iată, avem aici 4 volume din ediția a doua, din Dicționarul General al Literaturii Române. Mai sunt 4 și vrem ca până anul viitor să apară și următoarele 4. Aici o să vă spună mai multe domnul Academician Cimpoi, pentru că l-am făcut împreună, sunt și scritorii basarabeni, scritori din toate părțile, acolo unde s-a scris în limba română și s-a scris bine. Iarăși, repet mereu, când vine vorba despre acest lucru, propoziția unui scritor francez, Camus, Albert Camus, care spune, cine scrie în limba franceză să scrie bine, se pește Franța. Așa zicem și noi cu România. Deci, facem această sinteză, noi suntem toți acolo, pentru că, indiferent de regimul politic, de nu știu ce, cultura este unică ca și limba. Deci, cultura ne unește. Restul ne poate despărți. De asemenea, este mai este un lucru important, vă atrag atenția, o să vorbească ce intră. Este Enciclopedia Literaturii Române, pe care tocmai a apărut. Deci, prima dată când apare așa ceva, am făcut-o noi, la București, cu specialiștii noștri, e o carte splendidă și estetic vorbind. Cu tot ce s-a întâmplat peste tot, în cultura noastră, că nu uităm că ne-am început foarte târziu. În secol, când apare primul text românesc, IPAC, dau știri, domnii voastre, nu știu ce, Rabelais scria romanul său, dar Gantoare Pantorbreu, i-a spus pe sfârșit acestui secol, Montaigne publicat istoric. Noi eram de cap, mai de capul nostru, cu această istorie. Dar ne-am revenit, este o cultură în expansiune. Noi n-am obosit în Europa, părerea mea, în spiritul european, n-am obosit. Pentru că nici n-am avut timp când s-a obosit. De aceea, pentru a încheia, ca să nu se întâmple ca globalismul, să știu că la capăt, dacă cumva ar de gând unificarea noastră, uniformizarea culturilor, ar fi lucrul cel mai
graf care s-ar putea produce. Atunci trebuie să avem grijă, să ne cultivăm ogorul nostru. Să avem grijă de limba noastră, să ne facem dicționarele noastre, să nu ne văităm tot timpul și să contestăm această limbă, să fugim din ea. Nu înțeleg pe acest scriitor, dar treaba lor. N-am nicio putere și nu am voie să mă ocup. Treaba lor. Pentru că poezie de criză nu se poate face înapoi. Nu știu. Nu stau să mă gândesc. Poezie în special. Bine, este și celălalt revers. Un scriitor ca Arghezi de criză. Arghezi este un poet intraductiv. Cel puțin în unele limbi. Am date foarte precise în aceste rău. Dar el este citit, este un regal. Lectura din Arghezi, regal. Este cum să spun, un vraci al limbajului românesc. Cultivă poeticitatea lui, care este foarte puternică. Să avem grijă de istoria noastră și, domnul președinte, dacă e să lăudăm academiile noastre, este că pe tăcute și împreună, fără să cerem totdeauna avizul comisarilor, am făcut și vreau să facem în continuare acest lucru. Să ne publicăm dicționarele noastre, să scriem istoriile noastre, să publicăm pe clasicii noștri, îl veți găsi aici pe un mare scriitor pe care l-ați dat dumneavoastră aici, și anume Constantin Stăr, uriaș scriitor, și așa mai departe. Deci, vă felicit încă o dată și să urăm să trăiască limba românească. Să vă povestesc puțin despre istoria acestei colecții.
Încă este interesantă colecția operei fundamentale. Eu sunt cercetător în domeniul biologiei, dar am înțeles și m-am alăturat acestui proiect mare, pentru că am înțeles de la început că este un mare proiect științific. Dacă realizăm, este un lucru extraordinar pentru națiunea noastră. Ca cercetător știu foarte bine că nimeni, niciun cercetător și nimeni, de fapt, nu se poate exprima de plin dacă nu este fertilizat prin cultură. Meseria care o are nu se exprimă de plin dacă nu e fertilizat prin cultură. Vreau să vă spun istoric foarte pe scurt. Ca orice proiect științific, apare cu o idee. Asta e tot la început. Ideea bună. Această idee mare, generoasă, dificilă, dar splendidă, de a porni o colecție a scritorilor literaturii române, a scritorilor și care fac literatura română, a pornit de foarte multă vreme. A pornit cam în 70. Ideea aceasta mare, cred că recunoașteți pe domnul academician Eugen Simion, care în anul 70 începe să gândească la această colecție. Era prea curajoasă pentru acele timpuri, era prea dificilă pentru acele timpuri. Dar ideea colecției rămâne și rămâne în hibernare până în anii 1999. Atunci apare din nou și Eugen Simion caută, propune și găsește la Ministerul Culturii pe domnul ministru Ion Caramitru, care înțelege imediat proiectul, importanța lui, îmbrățișează și ne sprijină. Ne sprijină astfel încât la 15 ianuarie 2000 apar primele 3 volume dedicate lui Artur, lui Eminescu și pentru Eminescu. Miniștrii se schimbă repede, apare un alt ministru al culturii, profesorul Răzvan, academicianul Răzvan Teodorescu, sprijină și el în continuare proiectul, pentru un an, doi, se schimbă și ministrul Răzvan Teodorescu. Totuși, în perioada 1999-2005, în 6 ani, apar 75 de volume. În 6 ani, e un prim record. Ne sprijină și ne ajută în această demers editura Universul Enciclopedic, domnul Vlad Popa, editor și prieten, monitorul oficial, minunata doamnă Eugenia Ciubâncan și deosebita doamnă Carmen Nastea, niște profesioniste, dar cărțile apar niște condiții grafice excepționale. Am așteptat să vă spun, întreb și alți miniștri ai culturii care să ne sprijine, dar nu au apărut, dar îi mai așteptăm și acum. Hai să începe, încheie episodul început. În perioada 2005-2014 apar încă 80 de volume. Este după mine al doilea record. Apare volumul 150, Poemele integrale ale lui Eminescu. Ne-am bucurat cu toți că nu întâmplător volumul 150 cuprinde poemele lui Eminescu în ediția pe Pesicius. N-a fost o întâmplare, a fost alegerea noastră. În 2012 apar Scrierile românești ale lui Cioran. N-au putut fi difuzate din motive care nu vreau să le discutăm acum, dar vor fi. În fiecare an am sperat că Parlamentul, cineva, o să dea o lege pentru a sprijini publicarea acestei colecții. Importante. Foarte importante pentru noi toți. Îi așteptăm și asta. Dar ursitoarele bune au vegheat acest proiect. Nici mici diavolul nu au stat degeaba. Dar ei nu vorbim asta. Azi vorbim de oameni sensibili la cultură, de oameni de bine, care au sprijinit publicarea câte unui autor sau doi, de multe ori din sfera lor geografică sau din sfera lor sentimentală. Consiliul Județean Alba, ne-a ajutat, am publicat la Gărbiceanu, Augustin Doinaș, Primăria din Dumbăroveni, județul Suceava, primarul Ioan Pavel, care este aici de față, care a sprijinit și sprijină în continuare cele 3 volume cu articole politice ale lui Eminescu, Bogălicianu, și care avem o colaborare excepțională în continuare. Fel de colaborare
sau poate și din cauza asta suntem și foarte apropiați de ele. În ultimii 2 ani, un protocol deosebit, un parteneriat s-a creat cu Muzeul Național al Literaturii Române, cu un alt om sensibil la cultură, profesorul Ioan Cristescu, aici de față, și prin el, cu Primăria Municipiului București, doamna Gabriela Firea, din nou o doamnă pentru care cultura contează. Asemenea, colaborare cu domnul profesor Ioan Cristescu va merge în continuare și amândoi, și muzeul și noi, dorim ca această colecție să apară în continuare în condițiile bune care există. Aceste alianțe fructuoase au adus alături de autorii publicați anterior, pe Bărcescu, pe Chica, se completează edițiile integrale, Covenuceanu cu scrierile ideologice și culturale apărut în 2017. Așa se face că astăzi, în ediții integrale, ediții științifice, le avem aproape pe toate, scrierile marilor creatori români, începând cu cronicarii moldoveni și terminând cu Arghezii, Blaga, Lovinescu, Bacovia, Badmi, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Doinaș, Ioan Alexandru. Ele au fost pregătite în cea mai mare parte de cercetători din cadrul Institutului de Istorie și Istorie și Teorie Literară, George Călinescu, niște tineri deosebiți și nu numai tineri, tineri în suflet, care au pregătit toate aceste volume. Timid s-a început de altfel și o serie de literatură universală, Proust, Shakespeare, Kant. Am trecut foarte rapid peste acești 18 ani de muncă serioasă, dificilă, perseverentă și mai ales de un mare, mare profesionalism și aș putea să spun și dragoste, dragoste de carte. Nu mă lasă timpul să menționez toți oamenii extraordinari care au făcut posibil aceste ediții. Ei sunt înscriși și rămân în coperțile cărților. Totuși vreau să menționez doi excelenți colaboratori și prieteni și artiști, domnul profesor Mircea Dumitrescu și doamna profesor Tania Orban, care au participat la toate aparițiile acestor proiecte cu desenul și cu talentul de lucru. Bineînțeles, aplaudăm, cum am spus, pe Institutul Călinescu și cercetătorii din Institutul Călinescu, condus de profesorul Nicolae Mecu. Sunt mulți alții și mă scuz că nu pot să-i menționez pe toți. Desigur, ei o vor face în continuare și această colecție va intervine. Și asta pentru că este un sentiment special ca să vezi adunați alături, în rafturile bibliotecii, pe Eminescu, pe Arghezi, pe Slavi, pe Caragiale, Cioranu, pe Geamu, Candemir, Liga. Eu azi am văzut foarte de curând lumina tiparului Bărban, Vasile Bărban. Câteodată mie, personal, mi se pare că i-am adus pe tăcute, pe toți, la aceeași masă, la masa tăcerii, la masa lui Brâncuș. Pentru ca să ne șoptească, să se le aducă aminte cine suntem și ce norocos suntem că i-am adus. Doamnelor și domnilor, cultura și sora ei, știința, sunt activități scumpe, dar în cultura și neștiința sunt cu mult mai scumpe. Iar națiile care nu au grijă de ele vor plăti greu în timp. Trebuie să fim atenți să ne aflăm printre ele. Cele peste 220 de volume din colecția Operei Fundamentale sunt o dovadă și o speranță că noi nu ne aflăm între acele nații care își uită cultură. Nicolae Iorga spunea, nu știți, este cea mai mare minune, este să crezi că poți face una. Eu cred că apariția acestei colecții este o minune împlinită și să ne aplicăm cu reverență asupra tuturor celor care ne-au dăruit. Ne bucurăm azi de Ziua Limbii Române, să fim împreună cu toți marii noștri scriitori, creatori de limbă, creatori de frumos, creatori de amintiri și povești, care ne umplu sufletul și care ne fac ca viața să ni se pară suportabilă. În final, cu
Fundația Națională pentru Știință și Artă, împreună cu Muzeul Național al Literaturii Române, au marea bucurie și plăcere să dăruiască Academiei de Științe din Moldova și Bibliotecii, mai exact, a Academiei de Științe din Moldova, toate volumele care le avem disponibile în colecția Open Fundamentală. Ce se întâmplă cu limbile naționale.
cultură latină, cu limba latină. Din, eu sunt specializat, așa a fost, vremurile, din cultura maghiară. Nu știu dacă știți, în toate liceele din Ungaria se predă limba latină. Dar noi nu s-a predă. Că în momentul în care discutăm și ne felicităm de Ziua Limbii Române, ar trebui, din când în când, să transmite și un mesaj de latinitate, de romanitate și, bineînțeles, pentru că de românitate. Dar toate aceste trei sunt legate unele de celelalte, pentru că noi, ceea ce suntem astăzi, suntem aceste trei cuvinte. Vă mulțumesc și vă zic la mulțumesc. Thank you.
cât se ne bucură această apariție, am invitat pentru prezentarea cărții doi critici dintre generații mai tânăre, e vorba de Bianca Bursă Cernat și Paul Cernat, vă rog să se apropie aici. Domnul președinte, eu vă zic așa să vedem câte 5 minute și 4 minute jumătate. Și pentru că e vorba de soț și soție, să nu se repete. Da, poteți. Da, da. Și după aceea, de ingerința ideologicului și de decupajele de criterii ideologice.
indirect, deci proza lui Mihai Eminescu, partea Eugen Simion, profesor Eugen Simion, este o operă de reevaluare, de reabilitare, de ce nu de reconstrucție. În al doilea rând, dincolo de acest aspect ideologic, politic, mai un lucru important pe care marchează apariția acestei cărți în 1964. Ei bine, până atunci Eminescu, despre Eminescu se scrisese mai mult ca despre un poet, ca despre poetul, cu majuscule, dacă o vrem. Prozatorul Mihai Eminescu nu fusese suficient de atent citit și suficient de atent comentat. Cu excepție notabilă, aceea reprezentată între cele două războaie mondiale de Călinescu. Pe această linie a exegezei călinesciene merge și cartea despre care vorbim în acest moment. Este una dintre... Nu, e chiar prima analiză a prozei lui Mihai Eminescu în integralitatea sa. Ceea ce trebuie să recunoaștem e un moment important. Încă un lucru am să mai spun, după care am să cedez microfonul. Cartea accentuează în mod deosebit asupra integrării prozei lui Mihai Eminescu în curentul și în viziunea romantică. Iarăși aici o mică notă polemică, pentru că a accentua asupra ideii de romantism și viziune romantică într-o epocă în care ieșeam tocmai din desubsădia realismului socialist, e fără îndoială un gest cu semnificații destul de bogate. Proza lui Mihai Eminescu, partea domnului profesor, e o lectură minunțioasă, arhipioasă a prozei eminesciene, un model de lectură de aproape, aș zice, traducând un termen consacrat, un termen în limba engleză, iată, close reading. Lectură de aproape, lectura care merge în vecinătatea textului, ajunge în profunzime, nu scapă aproape nimic din ceea ce este important, din ceea ce este esențial. În același timp, în plus față de această lectură apropiată de text, aici regăsim tot ceea ce aveam să regăsim de fapt în cărțile ulterioare ale criticului Eugen Simion, trebuie spus, unul dintre cei mai importanți critici literari români ai secolului al XX-lea, regăsim în urce, încă din acest volum, în plus față de subtilitatea analitică, completețea contextualizărilor, precizia discursului critic, percutanța observațiilor, doar câteva dintre trăsăturile care îl vor consacra în deceniile următoare. Închei prin a mai spune un singur lucru, sigur, e o carte de debut, dar nu doar o carte de debut despre care se poate discuta în amănunt și chiar ar fi bine să se întâmple lucrul acesta. Mi-aș dori să citesc în curând o carte a domnului profesor Eugen Simion despre Eminescu, o carte despre întreaga operă eminesciană și cred că sunt sau am fi îndreptățit să așteptăm această carte de la România sa, mai ales că România s-a publicat relativ de curând o carte foarte solidă și la propriu și la figurat despre Ion Creangă.
alături de cartea despre Crangul, se cuvine să stea și mai despre lumină. Vreau să vă spun că această idee există. Ducem tratativii cu editura Lumina și cred că domnul atunci am zis că mă apreciez că și această idee. Îl convingem. Care, într-adevăr, nu se mai găsește. Este un volum, sau se găsește greu în bibliotecile publice și este un volum care înseamnă ceva în bibliografia critică eminesciană, în impunerea prozei lui Mihai Eminescu în mod special. Este, într-adevăr, o carte de tinerețe, cum face să spună autorului, o carte de debut, dar și debut. Părinescu spunea că un mare critic român trebuie să se confrunte înainte de orice cu opera lui Eminescu și din acest punct de vedere, cartea profesorului Eugen Simion reprezintă un pariu câștigat. Zice că este un pariu continuat până astăzi, într-un fel sau altul, pentru că, dincolo de această carte care marchează o înnoire semnificativă a exegezei eminesciene și un punct de reper în privința exegezei prozei lui Eminescu, marginalizată, minimalizată sau pur și simplu puțin discutată în momentul ei înainte de al doilea război mondial. Profesorul Eugen Simion a făcut foarte mult pentru Eminescu în decenile care au urmat și este suficient să menționez între altele edițiile pe care le-a patronat, dar mai ales editarea marelui proiect la care visa Constantin Noica și pe care l-a trecut mai departe, asimilarea caietelor lui Eminescu. Este un efort de o viață de apărare și de ilustrare a critică și editorială a operei eminesciene, în cadrul căruia acest volum din 1964 reprezintă un punct de refer. El a apărut într-un moment de criză, dar același timp și de deschidere, pentru că este un moment care valul realismului socialist începe să se retragă și marea literatură română ocultată sau deformată înainte de vreme, în deceniul anterior, iese din nou la suprafață. Este și o carte curajoasă, este o carte de un curaj intelectual particular, pentru că să debutezi cu o carte despre un domeniu al scrisului eminescian spus încă la acea dată controverselor, nu este puțin lucru. Ceea ce impresionează de la bun început în lectura acestei cărți este, pe de o parte, seriozitatea autorului inițial și, pe de altă parte, efortul de cuprindere totalizantă pe care îl va confirma toate cărțile ulterioare ale domniei sale. Este o punere într-un context istoric-literar, este și un examen al receptării critice a lui Eminescu în critica românească, este și un examen comparatist, plasarea prozei lui Eminescu pe harta romantismului european. Este o carte în același timp în care sunt prefigurate, sunt anticipate orientările teoretice, metodologice, tematiste ale profesorului Simion. Este și o carte mitocritică, aș putea să spun, un inventar al miturilor din proza eminesciană. Aici sunt foarte multe observații de detaliu și, repet, o voință de cuprindere de a spune tot ce este important de spus
și de la nivel macro și de la nivel de detaliu, privire la integralitatea prozei eminesciene. O premieră, într-adevăr, și mi s-a părut foarte importantă și revalorizarea în context a romanului Geniu Pustiu, un roman foarte important, care, din păcate, rămânând în manuscris, atâta dintre prozele eminesciene nu a putut fi receptat atunci când a trebuit, dacă ar fi apărut în timpul vieții lui Eminescu, probabil că am fi putut să discutăm altfel și despre romanul românesc, cine știe. Revalorizarea pe care o propune profesorul Simion este demnă de toată atenția. Sunt foarte multe observații pe care exegeza eminesciană viitoare le-a confirmat. Și este, acum se vede lucrul ăsta și mai bine, prin reeditarea acestei cărți, putem să măsurăm impactul anumitor observații din urmă cu 50 și ceva de ani asupra exegezei eminesciene ulterioare. Este, în același timp, și cu asta apropii de final, un moment foarte bun pentru acesta în care vorbim, pentru a readuce în atenție de Ziua Limbii Române, iată, importanța reapropierii de Eminescu. Pentru un critic tânăr, pentru un critic aflat la început de drum, exemplul acestei cărți a profesorului Eugen Simion se pare foarte important. Iată cum trebuie să debuteze un critic. Într-un moment dificil al istoriei, iată cum un critic poate să împingă mai departe viziunea asupra poetului național și asupra literaturii române în ansamblul ei. Cartea aceasta este o carte cu o importanță istorică, dincolo de importanța critică efectivă. Și mă bucur că profesorul Simion a cedat persoasiunii credințialului Cimpoi și a dat curs retipăririi cărții de față. Mi se pare foarte important această reeditare, pentru că ea, sper, îmi place să cred, ar putea să stimuleze și în cadrul oamenilor tineri, în cadrul tinerilor cercetători, comentatori, o reapropiere de Eminescu. Eminescu este, de fapt, întotdeauna aproape de noi. Și astăzi, cu atât mai mult de avem aproape, este un moment simbolic foarte important și colaborarea dintre cei doi critici literari este extrem semnificativă. O carte cu destin a unui critic major al culturii române din totdeauna. Nu cred că este vorba de o exagerare a unor polemici contextuale în chestiunea realismului socialist, pentru că și pe vremea lui Maiorescu, și Maiorescu a polemizat cu juriniștii pozitiviști, George Pan și cu ceilalți, în privința prozei lui Eminescu, privința realismului prozei lui Eminescu versus fantasticul din ea. Cred că este un subiect care revine și care nu datează. Este o carte care, numai că la asta, dar cred că poate să se facă drept termen în perspectivă. Vă mulțumesc! Aș mai adăuga la această prezentare foarte profundă și faptul că în ultimul timp se traduce în mai multe țări și proza limba, nu mai poliție. Am în vedere traducere integrală făcută în limba bulgară de Ognean Stambulie, care se va lansa în mâniți. Deci, integrală, toate părțile. De asemenea, a apărut în Spania un volum de proză și am aflat cu deosebită bucurie că marele târg de carte de la Beijing, care are loc zilele acestea. Deci, în deschidere, s-a lansat acolo un volum al lui Eminescu, român, bilin, român-chinez, știe și traduc și proza lui Eminescu, nu numai poezia, l-au inclus în volumul 100 de mari poezii lumii și la ora asta,
căuta acestei cărți. Încă n-am găsit-o. Sperăm că vom găsi. Ea este tradusă în italiană și publicată la Milano. Dacă aveți prieteni pe acolo, vă rog să o căutați. Câteva cuvinte despre cartea mea. În primul rând vreau să mulțumesc Institutului Cultural Român care a sprijinit editarea acestei cărți, domnului academician Valeriu Matei, și o să rog să spună în cadrul congresului câteva cuvinte despre ea și despre dicționarul meu. Cartea aceasta se află la două ediții. Este modelul de existență. De ce modelul de existență Eugen Simeon? Fiindcă eu consider că Eugen Simeon prezintă un model de existență intelectuală, în primul rând. Și lângă capacitățile lui analitice de excepție, eu aș menționa și darul lui de caracteristic. Este un povestitor. Și scrie bine. Scrie eseistic. Asta e foarte aproape și mie. Dimineața Poeților este o carte excepțională sub acest aspect și nu întâmplător a vorbit aici cu o interacție de Sadovean, care sigur că este povestitorul moldovean prin excelență, fiindcă și Valeriescu spunea că moldovenii sunt buni povestitori. Deci am completat prima ediție prin câteva capitole noi. E vorba de cele două cărți despre Lovinescu, cărți extraordinare care vin să vorbească despre posteritatea critică a lui Lovinescu și prezența lui Lovinescu în epoca globalizării și postmodernității de care a vorbit cu atâta profunzime și în prelegerea domnului sale. Lovinescu rămânând, bineînțeles, modelul de critică permanentizată lui Eugen Simeon. Și cât am inventat și un epitet, vorbesc despre critica simeonistă, eu o să continu așa, în mod curajos, și o să vorbesc despre simeonism. Și acum, în domnul președinte, așa am
incapacitat, cum se spune acum în românește, să rămânez niște diplome de recunoștință Academiei noastre, domnului Marian Mărgărit, primarul Comunii Bolu, un om deosebit. Iubește cultura și are 6 sau mai multe mandate de primar. Este aici, mai aproape de vârsta mea și
profesorul Ghecea Marti, membru al Academiei noastre, și el poate să mă confirme. Adică, în perioada aceasta, ne-am trăit un moment extraordinar. Am avut o speranță în noi. N-am timp să vă povestesc cum a apărut această carte. De ce zic eu că mi-e frică? Și nu vreau să mă... să par aici ca o fată care vrea să mărite și face mofturi. Mă pregăteam de nuntă, mă pregăteam să debutez cu ceva. Și... dar era altă lume, nu vă puteți da seama. Era cenzură atunci, era o cenzură ideologică, politică, feroce. Și să debuteze atunci despre Eminescu, care era socotit ca un idealism, produs al idealismului german, nu era ușor. Și n-a trecut ușor. În plus, că de-abia începusem să public. Din partea meu critic era într-un fel și el legat de epoca respectivă, nici de mișcare. Eu însumi cred că mi-am urmat acest limbaj critic cel mai târziu. Așa că de-aia am aceste regulă. Dacă voi dorați atât mă lăudați și credeți că are să și vă vă las cu o moștenire sau vreați în continuare. Păi care, într-adevăr, m-a provocat să scriu carte despre Creangă. Și acum, dacă nu mi-o luați... Sunt dragii lui Creangă. Ok? Sunt dragii lui Creangă. Știu, am scris despre Trace, nu știu de ce, numai Trace v-a făcut de acolo. Îi mulțumesc pentru Creangă, în primul rând. Că era un proiect al meu de mult. Am scris-o cu o plăcere, am scris-o și cred că n-aș mai putea să o mai scriu acum. Creangă a fost cea mai dificilă carte pe care eu am scris-o. Din cauza autorului, nu a mea. Creangă este un scriitor atât de complex și aici am vrut să mă confrunt cu Călinescu, care a scris o carte superbă. În 38 are o carte pe Creangă, mor de invidie pe el. Și am încercat să găsesc un alt Creangă. Dacă am reușit, sunt foarte bucuros. Vă mulțumesc! Domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei, domnule
academician Gheorghe Tuca, distinse domnule academician Eugen Simion. Am să încerc să scriu și eu cât se poate de scurt, pentru că timpul trece foarte repede. Dar vreau să vă mărturisesc că mă simt deosebit de onorat să reprezint Senatul Universității din Oradea la această minunată sărbătoare organizată de Academia de Științe a Moldovei. Universitatea din Oradea, continuatoarea unei tradiții academice milenare în orașul de pe Crișul Repede, cultivă respectul față de valorile naționale românești. În sistemul pe care noi îl promovăm sunt cuprinse valoarea naturală, pământul țării noastre, instituții ca valori, familia românească, familia tradițională, religia, cultura, sistemul militar, școala românească, eroii neamului, valori simbol, imnul național, drapelul României și stema națională. Prin toate acestea se atestă valoarea noastră ca popor. Cert este faptul că România s-a structurat pe temelire unui sistem de valori devenite instituții ale conștiinței naționale. Iar România va exista și va dăinui ca popor atâta timp cât generația tânără, studenții noștri, vor reuși să le înțeleagă și să le apere. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Concordia. Și eu câteva simboluri ale instituției noastre, un drapel, un album de prezentare al universității, un album al Oradiei și tradiționala sticlă românească și tricoloreană de părintă, în calitate, nu în cantitate, legată cu tricolorul românesc.
sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Unii avem această insignă pe piept. După cum a spus și domnul președinte Simion, Marea Unire s-a realizat în etape. Întâi a fost o unire intelectuală. Academia Română a fost un proiect vizionar, anticipativ, în care au intrat ca părinți fondatori atât cei din România de atunci, din Muntenia și din Moldova, dar și cei din Basarabia, care era din Ierusalist, și cei din Transilvania, cei din Maramureș, cei din Banat, cei din Bucovina, care erau în Imperiul Austriac, devenit ulterior Imperiul Austro-Ungar. Erau și din Macedonia. De ce v-am pus la început, am prezentat la început imaginea bibliotecii? În bibliotecă există un atlas celebru atlas lui Orfeius. Orfeius a fost cartograful oficial al Filip al Regii Spaniei. Într-una din edițiile succesive ale atlasului său, celebru, se găsește și la Biblioteca Academiei Franceze, apare harta Daciei și Mioziei. Este surprinzător cum acel contur în verde, în mare parte, coincide cu ceea ce s-a întâmplat la Marea Unire. După unirea intelectuală, a urmat unirea politică, în care au fost mai multe etape. Sfatul Țării, de aici, Consiliul Bucovinei, Alba Iulia. Ceea ce este mai puțin cunoscut, poate, este faptul că și sașii din Transilvania au fost de acord cu unirea Transilvaniei cu România. Câteva imagini. Nu poate că este cunoscut, dar cu unirii de aici, imaginea Sfatului Țării, 27 martie, declarația de unificare a Bucovinei, care s-a ținut în partea sinodial, este sinodat din Cernăuți. Imaginea celebră cu Alba Iulia, 1 decembrie. Și voi trece în continuare ca să precizez lucrurile. Știința și tehnologie, informații de care aparțin eu, a fost definită de academician Drăgănescu prin mai multe elemente constitutive. Între ele, vedeți aici teoria informaticii, dar și internetul și aplicațiile în diverse zone. Expunerea mea se va concentra pe internet, figurat cu roșu în această imagine. Acesta e cel care a dat această definiție. Se știe foarte puțin de cât a contribuit spațiul românesc la tehnologia informației, la știința și tehnologia informației. Sunt diverse viziuni ce a început. Inginerii zic că au fost mari, matematicienii au altă părere. Eu am ales pe Ștefan Odobrescu, care a publicat în 1938 Psihologia consonantistă, ca un preludiu la teoria lui Norbert Wiener, cibernetica. Nu știu cât de cunoscut este în Republica Moldova numele lui Victor Toma, părintele calculatorilor românești. În 1955 l-a expus la expoziția la Dresda, un calculator care a și funcționat 2 ani mai târziu și 3 ani mai târziu Victor Toma a contribuit la realizarea primului calculator din Bulgaria, denumit Vitoșa, împreună cu academicianul Sandu. Victor Toma a fost ales membru de onoare al Academiei Române în 1991, anul în care am intrat și eu în Academie. Moisil, un nume foarte cunoscut, în special pentru talentul său extraordinar de comunicare și pentru faptul că a creat o generație întreagă de oameni de știință care i-au condus o grană în continuare, el fiind la rândul său ales pionier în computer de către ITP. Aceasta este o organizație internațională a inginerilor electronici și electrotehnice din lume. Nu voi mai menționa numele în continuare. Textul complet al acestei expuneri, domnul Cojucaru și cu mine, îl vom publica, sper, în revista Academos, care am înțeles că a rămas la Academie. O imagine a lui Ștefan Odobrescu, o imagine a lui Victor Toma și calculatorul său de Mecipa 1, calculatorul Mecit făcut la Timișoara, actul de naștere oficial al sectorului tehnologiei informației în România a fost programul de dotare a economiei naționale cu echipamente moderne de calcul și prelucrare datelor.
Acesta a fost realizat în 1967 de către circa 100 de oameni în quasi totalitate proveniți din mediul academic, deși aveau și alte funcții în organizare de decizie din acea etapă. A fost un program surprinzător pe care, un conținut surprinzător pe care l-am descoperit în întregimea sa de curând la arhivele naționale, din păcate Biblioteca Academiei Române nu are acest document. El prezenta o viziune integrată. Cum fabricăm calculatoare, cum le utilizăm și cum pregătim oamenii pentru a le utiliza. Vedeți în acest slide, în această imagine, că în 1967, în România, existau 1,6 calculatoare la 1 milion de locuitori și, în comparație cu România, alte țări, inclusiv Grecia, o țară nu foarte dezvoltată, aveau cu mult mai mult. În acel timp s-au estimat personal necesar în cifre foarte mici, 100 de electroniști, 100 de tehnicieni și așa mai departe. Voi trece despre cum s-a prevăzut pregătirea cadrelor. Autorii au fost, după cum am spus, 100 de oameni, toți veniți din mediul academic, a fost un colectiv de sinteză, conducerea profesorului Plecănescu, a fost un colectiv pentru instruirea cadrelor. Ce s-a făcut numai în 2 ani? A apărut o fabrică de calculatoare. A apărut o fabrică de memorii cu cuverințe. A apărut o instituție care remarca calculatoare. A fost o fabrică de echipamente periferice. Și multe altele, pentru care, pentru mine, cel mai important este cea de rândul cel mai de sus, Institutul Central de Informatică. Veți vedea de ce în continuare. În jurul căruia s-au construit o bibliotecă astfel de programe, un centru de perfecționare a cazelor și așa mai departe. Și centru teritorial. Uitați, primul calculator Felix, din păcate, n-a existat aici, în Republica Moldova, pe calculatorul Felix M18. În prezent sunt peste 100.000 de oameni în sectorul IT, care furnizează 6% din PIB. Veți vedea, în continuare, că și în Republica Moldova cifrele sunt asemănătoare, cel puțin ca ponderea sectorului în produs intern brut. În 1991, Republica Moldova a fost instalat un calculator BSM. În acele momente, țările din spațiul sovietic sau spațiul de România sovietică producea calculatoare singură din spațiul estic, la momentul respectiv pusese România. Acel calculator BSM a fost instalat în Republica Moldova, în voi prezenta toate elementele în continuare. Vreau să insist asupra legăturilor care s-au realizat. În 1992, Institutul Informatic acel ICIU s-a legat la un precursor al internetului care se numea Earth. În 1993, ICIU s-a legat la internet și cu acea ocazie s-a realizat prima legătură a unei instituții din Republica Moldova la internet, de la Centrul Republican, condus în acea vreme de Pavel. Deci, legat la internet, a instituțiilor din România și a celor din Republica Moldova s-au produs în același an. Au trecut 25 de ani de acolo. Au trecut 25 de ani de la prima legătură la internet. Au trecut 80 de ani de la psihologia consonantistă a Odobreja. Au trecut 10 ani de la dispariția dintre noi al Victor Toma, Părintele Calculatorilor Românești. Au trecut 10 ani de la fondarea Institutului pentru Dezvoltarea Societății Informaționale în Republica Moldova. Cel care a făcut primele studii despre rețele de calculatoare cu scrisul Buran, membru de Academiei, în 1971. În plus, am mai fost și alte etape despre care nu vreau să vorbesc în continuare, decât de faptul că în anul 2003 au trecut 15 ani, deci tot un ciclu de 5, s-a realizat interconexiunea Iași și Chișinău într-un proiect finanțat de NAV. Nu numai internetul a fost a servit de vehicul, de instrument, cum zice neamțul de trader, iertați-mă, folosit o vorbă germană în sărbătoarea lumii române. Au fost o serie de proiecte complexe la care Academia Republicii Moldova
împreună cu Instituții de România, au participat și proiectul care, după mine, este cel mai relevant pentru sărbătoarea de astăzi, este proiectul Corona, la care participă instituțiile ale Academiei din România și din Republica Moldova. Proiectul Corona este un corpus computațional de referință pentru limba română contemporană. În acest proiect vor fi, sau sunt în curs de stocare, toate publicațiile, începând cu 1929, deci este o contribuție esențială la cunoașterea limbii române, care va fi pusă pe internet, și aceste elemente de cultură românească, de limba românească, nu se vor opri, cum am spus mai înainte, la Râmnița sau Furtici sau așa. Înainte de a vă mulțumi pentru atenție, vreau să spun doar două cuvinte. Poate doamna Hangel să nu supere pe mine, aș fi citat în latin care spune multum paris. Am vrut să spun în puține cuvinte câteva elemente ca să arăt că eforturile de sprijinire a răspândirii limbii românești, a culturii românești, au fost ajutate și de tehnologia. Și motivul pentru care am venit aici a fost una, că mi-e drag această Academie, pentru care fac parte și eu ca membru de onoare, și că anul acesta a fost atâtea aniversări. Centenar, primul calculator, cartea Psihologia Consonantistă, legătura Iași și Cineu și altele. Poate expunerea mea a fost puțin cam rănită, dar sper că atât prin intermediul imaginilor și prin, cât și prin cele care le-am spus, am încercat să creez o cât de cât o percepție, o imagine asupra celor care s-au întâmplat. Vă mulțumesc la toate! M-au întrebat despre
de ce are nevoie de publica Moldova. Mi-a spus de cărți. Am adunat 60.000 de cărți care le-am trimis în Republica Moldova, de care au beneficiat 90 de școli. Zilele acestea, la rugămintea domnului academician Cimpoi, am trimis 8.000 de cărți pentru viitoare bibliotecă, care se va numi Biblioteca Oradea în Chișinău. Și doresc foarte mult. Aici am patru profesoare, de la Oltea doamna Avram Iancu, Pântrele și fiică mea, care au lucrat peste 10.000 de cărți. Dragii mei români, nu m-am oprit aici. Am aflat despre nevoile economice a Republicii Moldova. Și ce am făcut? Am făcut un program de dezvoltare a Republicii Moldova cu sprijin financiar românesc. Laura, să Laura, am așteptat să vină la Oradea primul ministru Victor Ponta. A venit în 2013 și am prezentat două programe. Unul cu reindustrializarea României și al doilea, dezvoltarea durabilă a economiei Republicii Moldova cu sprijin financiar românesc. Am urmărit acest program. Cam 80% este realizat. Rămâne de realizat conducta Ungheni-Chișinău pentru gaz și sporirea capacității de transport a energiei electrice de înaltă tensiune, să vă dăm energie electrică. Integrarea economică va fi realizată dacă vă dăm gaz și energie electrică. Las acest document pentru arhiva Academiei de Științe, pentru să asisti că în România ne gândim mereu la dumneavoastră. Dragi români, să aruncăm sămânța sănătoasă a Unirii. Noi, românii, în România, acceptăm cu grație investiție. Depinde de dumneavoastră. Acționați în așa fel încât să apropiați toți moldovenii de conștiința neamului românesc. Eu cred în unire, cred în poporul român care a dat științei și culturii mondiale atâtea valori. Dacă toți vom acționa, într-o zi vom putea realiza acea mare lucrare de readucere a Republicii Moldova la patria mamă, la România. Asta e să dea Dumnezeu să se întâmple cât mai repede. Doamne ajută! Noi românii, când venim la neamuri, venim cu darul. Și am adus aici pentru Academia de Științe Dicționarul Limbii Române. Editat anul trecut v-am dat un dat. O carte care a scris-o cu academicianul Davida, Drumul Basarabiei. Acum am scris a doua, Basarabia, suferință și speranță. Am făcut unirea și pentru domnul academicianul Cimpoi. Deci, am făcut unirea și oda bucuriei poporului român. Să cântăm nu numai oda lui Beethoven, să cântăm oda bucuriei neamului român prin unirea Basarabiei cu România. Vă mulțumesc! Vă așteptăm cu dragul să Academia de Chișinău.
neonorat. Și noi, prin 1 octombrie, o să ridim domnul președinte Senatului pe comisie. Așteptăm la toamnă, la Oradea, să vă mânăm titlul de doctor honoris causa, mulțumesc, care l-a aprobat domnul președinte a Senatului. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, adunarea a două academii consacrate în zilele din România. Acum vă rog moda compozitorului academicianului Eugen Dobler. Vă rog să vă rugați în ceară. Academiei Române și Academiei